În baza unui decret prezidențial semnat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Igor Dodon a înmânat diplome de onoare mai multor doamne distinse din Republica Moldova, care activează în diverse domenii. În ajunul sărbătorii de 8 martie, șeful statului și-a exprimat recunoștința pentru dăruirea de sine, pe care o manifestă zilnic femeile în creșterea copiilor, pentru hărnicia lor în muncă și, de asemenea, pentru dragostea și bunătatea pe care o dăruiesc zi de zi. Deținătoarele diplomelor de onoare ale președintelui s-au distins prin merite deosebite în diferite domenii de activitate. Au contribuit la promovarea valorilor general umane. De asemenea, au manifestat o poziție civică activă. Doresc să vă mulțumesc pe fiecare în parte pentru că ne înțelegeți, aveți răbdare față de noi și ne iubiți, chiar dacă noi nu tot timpul merităm aceasta și nu vă oferim destul atenție. Eu sunt încrezător că cel mai mare cadou pentru o femeie este prezența cât mai frecventă a soțului acasă. Un mare mulțumesc pentru tot ce faceți. Vă felicit cu această sărbătoare frumoasă. Noi vă iubim și suntem gata să vă purtăm în brațe în fiecare zi, nu doar de 8 martie. Eu sunt din Chișinău, din domeniul pedagogiei și mă bucur să mă afl aici și este o onoare pentru mine. Mă mândresc că sunt profesoară și doresc tuturor doamnelor, domnișoarelor sănătate, să fie frumoase la chip și la suflet. Oare cine poate să nu fie bucuros de faptul că ne aflăm la președinție și președintele ne felicită personal cu această sărbătoare? Probabil că ne-a invitat pentru meritele noastre, de aceea un mare mulțumesc președintelui pentru atenția acordată. Felicit toate femeile cu sărbătoarea! Bineînțeles, este o deosebită onoare și mai ales primești un buchet cu flori, chiar din mâna președintelui țării. Este o mare onoare, mă bucur, nespus, și vreau să felicit prin această cale toate doamnele din țara noastră. Să le urez sănătate, familie împlinită, copii sănătoși, realizări frumoase în toate domeniile și să fie mereu așa cum suntem noi, puternice și sufletiste.